Investițiile continuă la Spitalul Județean. După ce an la rând lifturile au fost o mare problemă, anul acesta vor fi schimbate toate. Asta după ce zilnic se defectează și an la rând au funcționat cu reparații. Lifturile din Spitalul Județean au aceeași vechime ca și clădirile. Vorbim aici despre cele din blocul materno-infantil și din medicală, care nu au fost schimbate din 1986. Această investiție este finanțată de Consiliul Județean și are o valoare de peste 2 milioane de lei. Vor fi schimbate toate cele 5 lifturi din blocul materno-infantil și liftul din medicală. Și se estimează că primele două lifturi, din unul din blocul materno-infantil și din medicală, conform graficului Gantt depus de firma câștigătoare, vor fi înlocuite și avizate la jumătatea lunii iunie, urmând ca restul de 4 lifturi să fie montate până la finalul lunii august. Alte investiții vor fi făcute în ceea ce privește dotarea spitalului. În perioada aceasta sunt așteptate 5 noi echipamente medicale în valoare de 2,7 milioane de lei plus TVA, bani de la ordonatorul de credite Consiliul Județean Olt. Vorbim de un lot de 5 echipamente, din care cele mai importante sunt o nouă linie chirurgicală laparoscopică, Full HD, un aparat de radiologie fix pentru medicală, pentru că avem un aparat de mai bine de 2 ani defect, un aparat de anestezie, un braț radiologic în formă de litera C pentru secția de urologie și de asemenea un aparat de facoemulsificare pentru oftalmologie, care permite operații foarte rapide pentru cataractă. Investițiile în ceea ce privește dotarea cu echipamente medicale a spitalului nu se opresc aici. Anul acesta va fi achiziționată aparatură în valoare de 8 milioane de lei. Licitația este programată pentru luna iunie, iar atunci se dorește achiziționarea altor 4 echipamente. Printre acestea se numără un ecocardiograf, un turn de artroscopie pentru ortopedie, mai multe monitoare de funcții vitale, dar și un aparat de hemodiafiltrare.